Ok, am filmat deja videoclipul ăsta și imediat după ce am terminat să-l filmez, am început să primesc mesaje pe Instagram. În comentarii mi-a scris și vărul meu să fac videoclip despre cazul ăsta. V-am zis și pe Instagram că îmi cereți un caz pe care doar ce l-am filmat. Mi se pare atât de drăguț că am fost foarte gând la gând cu toții. Vă las cu videoclipul, doar voiam să vin eu din viitor ca să vă mulțumesc că îmi propuneți chestii. Și sper să vă placă! Facem videoclipuri despre criminali și facem videoclipuri despre vedete care au murit în circumstanțe mai ciudățele. Dar să facem un videoclip despre o vedetă criminal, nu mă așteptam. Trebuia să mă aștept pentru că există P. Diddy. Deci videoclipul de azi nu este despre orice vedetă, ci despre unul din cele mai mari nume din lumea hip-hopului. Aveam alt videoclip planificat, doar că au ieșit atâtea chestii la suprafață, omul ăsta e mult mai dubios decât mi-aș fi imaginat eu vreodată. Așa că nu avem cum să nu vorbim despre tot cazul Puff Daddy. O să alternez un pic între numele lui pentru că are 500. Nici el nu cred că mai știe cum îl cheamă. Nu glumesc, și-a schimbat numele legal de mai multe ori. Eu am crescut cu melodiile lui, mi-am amintesc că mă uitam la MTV, la videoclipurile lui când eram super, super mică. Bine, sincer, nu-i dădeam foarte mare importanță pentru că avea melodii cu feature-uri, cu vedete de care îmi plăcea și mi se pare că vedeta respectivă făcea melodia, el era doar pe acolo. O să vorbim și despre acele melodii, dar, în fine, e o vedetă de care știu din totdeauna și nu m-aș fi așteptat niciodată la așa ceva. În anul Domnului 2024. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, dacă ați făcut-o deja, sunteți oamenii mei preferați și vreau să vă mai vorbesc puțin despre jocul meu preferat pe telefon. Cred că intuiți deja, pentru că am mai tot vorbit de el pe canal. Este vorba despre sponsorul nostru de astăzi, Dice Dreams. Ideea principală în Dice Dreams este să-ți construiești regatul. Ca să-l construiești, îți trebuie monede pe care poți să le obții fie direct din cuzarul, fie atacând sau furând de la alți jucători, ceea ce nu sună foarte drăguț și pare că e un joc destul de neprietenos, fiecare pentru el, dar nu e chiar așa, pentru că Dice Dreams a introdus și Teams. Eu am o echipă care se numește Andreea Crime, de care v-am mai zis și în trecut și cred că mulți din echipă sunteți voi, dar mi se pare foarte drăguță ideea, putem să ne cerem zaruri și să ne ajutăm între noi. Se vede și un clasament al membrilor din echipă, să vedem cine e cel mai cel la Dice Dreams dintre noi. Puteți să vă faceți și voi propria echipă, trebuie doar să depășiți Kingdom-ul 3, doar că e foarte ușor să treceți de al treilea regat. Odată ce luați jocul, credeți-mă că vă prinde și ajungi la al treilea regat instant. E foarte interesant și te prinde pentru că simți că construiești ceva și pentru că fiecare regat are o tematică diferită și sunt din ce în ce mai drăguțe. Cel mai pe stilul meu cred că a fost Pixie și cel cu Candyland. Eu sunt aproape de regatul 40 și zilele astea cred că o să ajung la el. Aș vrea să vă invit să vă downloadați jocul, o să vă pun un link în comentarii și în descriere și să vă înscrieți în echipa mea dacă vreți să jucăm împreună. Eu vreau. Dacă îl descărcați și intrați în echipa mea, vă rog mult să-mi spuneți și să-mi spuneți și la ce kingdom ați ajuns. Jocul e complet gratuit în App Store și Google Play, dar cum am mai zis și în trecut, o să zic și acum în caz că este cineva nou, pentru fiecare downloadare prin linkul meu, eu primesc un mic procentel. Acestea fiind spuse, vă aștept în echipa mea și grăbiți-vă pentru că sunt locuri limitate. Le mulțumesc celor de la Dice Dreams pentru colaborare și acum haideți să trecem la treabă. O să vedem întâi de unde a pornit Puff Daddy. Sean John Combs s-a născut pe 4 noiembrie 1969 în Zodia Scorpion, în Harlem, New York. Suntem aproape în sezonul scorpionilor, deci scorpionilor, videoclipul ăsta e pentru voi. Mama lui Sean, Janice Combs, a fost profesor și model, iar tatăl lui, Melvin Earl Combs, a servit în forțele aeriene ale Statelor Unite și după că am început să se ocupe cu traficul de droguri în New York, a fost asociat cu unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din New York, Frank Lucas, care a și fost arestat. Din cauza lui periculoase în care se învârtea Melvin la numai 33 de ani a fost împușcat mortal în Central Park. Asta se întâmpla când Sean P. Diddy avea numai 2 ani. Sean are și o soră mai mică, doar că rămași fără tată la o vârstă atât de fragedă, normal că au crescut destul de săraci. Mama se descurca foarte greu cu doi copii. Sean a crescut catolic și foarte în sânul bisericii. De fapt, nu numai că a fost crescut în sânul bisericii, a păstrat chestia asta și ca adult. A spus la un moment dat, citez, eu doar urmez binele de rău, așa că m-aș putea ruga într-o sinagogă sau într-o moschee sau într-o biserică. Eu cred că există un singur Dumnezeu. Vreau să spună că nu are o religie anume, că pur și simplu crede în Dumnezeu orice religie ar fi. În 2023 a spus că e de părere că Dumnezeu e o femeie. În 87 a absolvit o școală catolică exclusiv pentru băieți. Deci, cumva, mama lui a încercat să-i dea niște valori din copilărie, să-l crească și să încerce să-l orienteze spre bine. Spoiler, nu i-a ieșit.
În fine, Sean a primit porecla Puff, de la care va veni și numele Puff Daddy, tot în copilărie, pentru că sufla și pufăia când era nervos. S-a înscris la facultatea de business, dar a stat doar 2 ani. În perioada facultății, Sean a avut reputația de mare organizator de petreceri. Petreceri care erau foarte, foarte extra, foarte exagerate pentru niște studenți. Una dintre ele a depășit 1000 de invitați. De fapt, nu 1000 de invitați, nu înțelegeți că au fost invitați 1000 de persoane. 1000 de persoane erau acolo la o petrecere a unui student. Și fun fact, în 2014 s-a întors la universitatea respectivă ca să primească un doctorat onorific în științe umaniste, care i-a fost revocat anul acesta pe fondul scandalului său și comportamentului neadecvat. În 1990 devine stagiar la Uptown Records, casa de discuri din New York. În timp ce lucra acolo ca director de talente, sub îndrumarea patronului casei de discuri, a ajutat la formarea lui Mary J. Blige. Perioada lui la Uptown n-a durat foarte mult. În 1993 e concediat și pleacă cu gândul că o să-și facă propria lui casă de discuri, a învățat suficient, știe cu ce se mănâncă meseria, plus că simte că are un talent, așa că o să-și facă propria casă de discuri, care va numi Bad Boy Records. Foarte important aici, mi se pare mie o mișcare definitorie în cariera lui, e că l-a luat cu el la casa nouă de discuri pe care o va înființa, pe Christopher Wallace, dacă nu vă spune nimic numele ăsta. Ei bine, pe Notorious B.I.G., care era semnat la Uptown, cred că și asta i-a dat un pic curaj să înființeze Bad Boy, faptul că nu pleacă de la un job sigur la o casă de discuri la care nu știe dacă o să aibă vreun client, pleacă cu Tita Mai Artistul la casa asta de discuri, care a înregistrat multicel sub Bad Boy Records, ceea ce a obținut casei de discuri recunoașterea publicului. O să vă citesc doar câteva nume, așa, nu persoane foarte importante cu care a lucrat Sean Combs prin intermediul Bad Boy Records: Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, TLC, Mariah Carey, Boyz II Men și Aretha Franklin. Așa, niște artiști... Na, mai underground. În perioada asta începe o rivalitate foarte mediatizată în scena hip-hop între rapperii de pe coasta de est și cei de pe coasta de vest. Rivalitate despre care am vorbit și în videoclipul despre Tupac, doar că de data asta suntem în tabăra cealaltă. Tupac înregistra pentru casa de discuri numită Death Row Records, al cărei patron era Unite, și au făcut câteva melodii, câteva diss tracks împotriva lui P. Diddy și a lui Notorious B.I.G. De fapt, beef-ul ăsta dintre Tupac și Notorious B.I.G. era super, super cunoscut. Rivalitatea și ura dintre ei era atât de mare și de serioasă, încât Notorious B.I.G. a fost acuzat că l-a omorât pe Tupac când a fost Tupac împușcat. A fost acuzat că el a fost responsabil. Teoria asta a dispărut în momentul în care și Notorious B.I.G., la câteva luni după ce a fost împușcat Tupac, a murit în fix același mod, tot împușcat în mașină. Revenind la cariera lui P. Diddy, în 1996, sub numele de Puff Daddy, lansează prima melodie individual. Single-ul lui de debut, Can Nobody Hold Me Down, a petrecut 28 de săptămâni în topul Billboard Hot 100 și a ajuns și pe primul loc. În 97 scoate și un album, No Way Out, prin Bad Boy Records. Albumul a fost lansat pe 22 iulie 97 și era planificat să iasă într-un anumit fel, doar că a suferit niște modificări după ce a murit Notorious B.I.G., după ce a fost împușcat pe 9 martie 97. A fost adăugată melodia I'll Be Missing You, care este sampled după Every Breath You Take de la The Police. O melodie care folosește un sample înseamnă că o melodie ia o bucată sau un vers sau, nu știu, refrenul dintr-o altă melodie mai veche, doar că trebuie să ofere credits melodiei și artiștilor de dinainte. Ah, ce exemplu să vă mai dau de o melodie cu un sample? Să văd ce vine în minte acum. Wild Thoughts de la DJ Khaled și Rihanna, care folosește Maria Maria a lui Santana. Live Your Life de la Rihanna, care folosește în intro Dragostea din tei. În fine, I'll Be Missing You este un tribut de la P. Diddy, Puff Daddy pe atunci, pentru Notorious B.I.G., prietenul lui, partenerul lui, și este primul cântec rap care a debutat pe locul întâi în topul Billboard Hot 100. Dar nu toată lumea a fost fană a acestui album. De exemplu, într-o recenzie a No Way Out pentru Billboard, un critic a comentat așa: dependența excesivă de mari cantități de mostre nediluate este pur și simplu stângace, leneșă și înjositoare pentru surse. Practic spune că Puff Daddy se bazează prea mult pe sample-uri și că ce face cu ele nu este neapărat de calitate și e puțin jignitor pentru melodiile originale. Ok, nu, I'll Be Missing You chiar e o melodie bună. Într-adevăr, nu este o melodie 100% originală, dar e o melodie bună, nu? Ok, e basically Every Breath You Take, dar...
Nu știu. Și încep problemele. În aprilie 1999, Sean Combs este acuzat de agresarea unui bărbat numit Steve Stout de la Interscope Records. Steve fiind managerul lui Nas, un artist cu care Puff Daddy filmase un videoclip la începutul acelui an pentru piesa Hate Me Now. Puff Daddy era îngrijorat că videoclipul în care el și Nas erau crucificați era blasfemie, a cerut ca scenele sale de pe cruce să fie scoase, dar după ce videoclipul a fost difuzat în forma originală, fără să fie acomodate cererile lui Puff Daddy pe MTV pe 15 aprilie, în loc să dea în judecată ca un om normal, Puff Daddy s-a dus la biroul lui Steve Stout și l-a luat la bătaie. În iunie 99, Steve Stout l-a dat în judecată pe Puff Daddy, dar totul s-a soluționat cu o înțelegere extrajudiciară de $500.000 pe care trebuia să-i plătească Puff Daddy lui Steve Stout. Acuzat inițial de vătămare corporală pentru eveniment, Puff Daddy a pledat vinovat pe 8 septembrie 99 și a fost condamnat să petreacă o zi la un curs de gestionare a furiei. Mă gândesc că a contat foarte tare faptul că părțile s-au împăcat în afara procesului, altfel nu înțeleg cum a putut să fie condamnat doar la o zi într-un curs de gestionare a furiei. În 2001 are loc celebra schimbare de nume, Puff Daddy devine oficial P. Diddy. În punctul ăsta, cariera lui era la apogeu. A jucat și în filme, a jucat în filmul Made, unde a apărut ca traficant de droguri, după a jucat alături de Halle Berry, Heath Ledger și Billy Bob Thornton în Monsters Ball. Pe partea de muzică a început să lucreze și cu o serie de artiști tipici pentru el, adică nu neapărat din lumea rap. A fost act de deschidere pentru NSYNC, turneul lor din primăvara anului 2002, Celebrity Tour. Și tot în 2002, P. Diddy devine producătorul executiv al unui reality show pe MTV numit Making the Band, emisiune care a rezistat până în 2009. Era basically un reality show în care se căutau talente noi, un fel de X Factor, parcă pe MTV și nu atât de cunoscut. P. Diddy a fost foarte implicat și în acțiuni de caritate. În 1991 a promovat o strângere de fonduri împotriva SIDA, care a avut loc la o sală de sport a unei universități din New York după un meci de basket caritabil. Evenimentul a fost, din păcate, supravândut și a avut loc o debandadă în care au murit 9 persoane. Deci chestiile cu un scop nobil pe care le organizează nu ies prea bine, ar trebui să rămână la petreceri. În 2003 a alergat în maratonul orașului New York strângând $2 milioane pentru sistemul educațional al orașului și în 2004 a condus campania Vote or Die, adică votează sau mori, pentru alegerile prezidențiale din 2004. Pe 1 februarie 2004 a cântat în pauza dintre reprizele de la Super Bowl. Ca o paranteză, scrieți-mi în comentarii care e prestația voastră preferată din pauza de la Super Bowl. Ever. A mea cred că e Lady Gaga. Știu că cea mai vizionată e Usher anul trecut sau anul ăsta. Pe 16 august 2005, P. Diddy anunță că își schimbă numele din nou, din P. Diddy devine doar Diddy. A zis că face asta ca să nu mai producă fanilor confuzie. Fani care erau confuzați că a trecut de la un nume la altul și el s-a gândit că ar trebui să îi ajute schimbându-și numele din nou. Adică să fie oamenii confuzi între trei nume, nu între două. Tot în 2005 este numit unul dintre cei mai influenți 100 de oameni din lume de către revista Time. În 2006, 50 Cent scoate o melodie în care vorbește despre faptul că Diddy ar fi știut cine l-a omorât pe Notorious B.I.G. și că s-ar fi prefăcut prieten rănit în toată perioada asta. Diddy evident că s-a supărat, s-au certat public, la un moment dat s-au împăcat, după s-au certat din nou. Dar mi se pare important pentru că în momentul ăla nimeni nu știa nimic despre Diddy, nu se știa ce persoană abuzivă e. 50 Cent a fost, cred că, primul om care a vorbit public despre Diddy negativ. Primul om care a tras un semnal de alarmă. Pe 17 octombrie 2006, Diddy lansează primul său album în 4 ani, numit Press Play, evident, la casa de discuri Bad Boy. De data asta, mi se pare că a recurs la altă strategie ca să fie albumul popular. Nu a mai luat sample-uri din foarte multe melodii cunoscute, a avut foarte multe feature-uri cu artiști cunoscuți. Albumul a debutat pe locul 1 în Billboard Top 200 din USA. Single-urile Come To Me cu Nicole Scherzinger și Last Night cu Keisha Cole au ajuns amândouă în top 10. Și aici ajungem la partea la care vă ziceam că eu în copilărie aveam foarte multe melodii de la el care îmi plăceau, doar că îmi plăceau pentru că aveau ca feature o vedetă de care îmi plăcea mult, Nicole Scherzinger, Keisha Cole, și melodia mea preferată de la el, Tell Me cu Christina Aguilera. Dacă nu le știți și vreți să le ascultați, v-aș recomanda
să le ascultați în altă parte, nu neapărat pe YouTube. Am verificat și pe YouTube, încă sunt puse de canalul Bad Boy Records, ceea ce înseamnă că fiecare vizualizare îi aduce bani companiei Bad Boy și implicit lui Didi. Eu nu mă simt foarte ok să știu că aș tot asculta o melodie, ceea ce i-ar aduce bani lui. În același timp, nici nu v-aș recomanda să le piratați de undeva, poate dați de un site dubios sau ceva. Dar o să vă zic ce am făcut eu, pentru că mi-am reamintit de ele făcând research pentru cazul ăsta și chiar aveam chef să le ascult, dar nu voiam să le ascult simțindu-mă vinovată. Am intrat la fiecare, sunt 3 melodii și am făcut screen recording la fiecare și ascult recordingul de fiecare dată când am chef. Deci, practic, ce am făcut a fost să-i mai dau câte o vizualizare la fiecare melodie și după pot să ascult liniștită, fără griji. Dacă sunteți foarte porniți în situația asta și nu vreți să-i dați nici măcar o vizualizare, puteți să-mi scrieți pe Insta și pe cât pot o să încerc să vă trimit eu recordingurile mele. Putem să facem și așa? Boicotăm împreună abuzatorul. În 2008, Didi se aventurează într-un alt reality show, de data asta pe VH1, numit I Want to Work for Didi. Adică vreau să lucrez pentru Didi. Tot show-ul era el, vedeta, încercând să-și găsească un asistent personal. Dacă mă întrebați cine s-ar uita la așa ceva, vă spun că ați fi surprinși de ce emisiuni erau pe MTV și VH1 în vremea aia. A continuat și cariera de actor, a apărut în 2 episoade din sezonul 7 din CSI Miami, în care juca rolul unui avocat, ironic. Pe 5 noiembrie 2017 anunță că își schimbă numele din nou și de data asta o să-l cheme Love. Citez: noul meu nume este Love, aka Brother Love. 2 zile mai târziu a spus că a glumit, dar în ianuarie 2018 a anunțat la Jimmy Kimmel Live că va folosi până la urmă numele de Love și schimbarea oficială a avut loc în 2022. A anunțat și că lansează o nouă casă de discuri numită Love Records. Pe 15 septembrie 2023 a lansat și al 5-lea album al lui, The Love Album, album care are ca single principal Another One of Me, featuring The Weeknd, French Montana și 21 Savage. Ok, Didi, înțelegem, nu te-ar asculta nimeni doar pe tine, dar hai să nu avem feature la o melodie toată industria muzicală de la momentul respectiv. Sunt rea. Despre albumul ăsta, Didi a spus așa: sunt într-un sezon de independență totală. Am ajuns prea departe pentru a cere părerea cuiva. Dacă voi paria pe cineva, voi paria pe oamenii în care cred. Așa că am decis să devin independent cu Love Records și Bad Boy. Am decis să revin în joc cu idei mai îndrăznețe. Albumul ăsta a primit o nominalizare la premiile Grammy la categoria cel mai bun album R&B progresiv, doar că Didi nu a putut să participe la ceremonie din cauza acuzațiilor de comportament sexual nepotrivit formulate împotriva lui. Înainte să ajungem la ele, vreau să vă mai spun că Didi are 7 copii. Primul, un băiat, s-a născut în 93. Mama lui este o femeie numită Missa Hilton, designer și stilist. După ea, Didi a avut o relație cu Kimberly Porter din 94 până în 2007. El l-a crescut și adoptat pe băiatul lui Kimberly dintr-o relație anterioară și a avut împreună cu ea un băiat care s-a născut în 98 și 2 fete gemene născute în 2006. Doar că, în timp ce era cu Kimberly, a avut o aventură cu o altă femeie care a rămas însărcinată și care a născut o fată. Fată care s-a născut cu 5 luni înainte să se nască gemenele. După, Didi a avut o relație de 11 ani cu Cassie Ventura din 2007 până în 2018. Revenim la această relație. Și cel de-al 7-lea copil se naște pe 15 octombrie 2022, o fată, dar mama ei e altă femeie, nu Cassie. Acum am ajuns în sfârșit la momentul în care vorbim despre toate problemele legale ale lui Didi. Dacă aveam un pergament, l-aș fi deschis acum și l-aș fi întins. Cam atât de multe sunt, dar o luăm cronologic. Ca să nu ne pierdem, pentru că sunt o grămadă de chestii, o să ajungeți să vă întrebați, păi când avea timp de toate astea și să aibă și o carieră și 7 copii? A zis la un moment dat într-un interviu la Ellen că se culcă pe la 6-7 dimineața și se trezește la 11 dimineața. Mereu, doarme cam 4 ore. Deci, pe 27 decembrie, el și iubita lui de atunci, Jennifer Lopez, împreună cu un protejat de-al lui, rapperul Shine, se aflau într-un club din New York, din Times Square, când au izbucnit focuri de armă. Un procuror a spus că incidentul a fost declanșat de la o ceartă în club dintre Didi și un alt client, moment în care și Didi și Shine și-au scos armele și au început să tragă. Nu înțeleg cum e posibil, dar Didi a fost găsit nevinovat pentru toate acuzațiile și Shine a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Nu cred că ne surprinde că după
incidentul ăsta, el și Jennifer s-au despărțit. A mai avut loc un incident interesant în 2003. El avea un brand de haine numit Sean John, brand care avea fabrica în Honduras și în 2003 s-a descoperit în ce condiții lucrau angajații lui în Honduras. Angajații erau supuși perchezițiilor corporale și li se făceau teste de sarcină femeilor, involuntar, evident. Băile se țineau încuiate și accesul era controlat și limitat, adică angajații nu puteau să se ducă la baie decât conform unui program și dacă li se dădea voie. Bineînțeles că erau obligați să facă ore suplimentare și salariul era de mizerie. La vremea respectivă, cumva, a mers placa că, vezi, doamne, Didi nu știa că se întâmplă asta în fabrica lui, că nu e el direct responsabil. Într-adevăr, brandul de haine e al lui, dar nu se ocupă el să vadă în ce condiții lucrează oamenii. Un reprezentant al National Labor Committee a spus așa: Sean Puff Diddy are în mod evident multă influență, poate face ceva literalmente peste noapte pentru a-i ajuta pe acești muncitori. La declarația asta, Diddy a răspuns și a spus: eu sunt pro-angajat. Bine, într-adevăr, au avut loc îmbunătățiri la fabrică. S-au adăugat sisteme de purificare a apei, aer condiționat, au fost concediați supraveghetorii abuziv și s-a și format un sindicat, deci să zicem că a reparat situația. Dacă afla de ea fără să existe un scandal public, ar mai fi reparat situația sau ar fi lăsat-o așa? Sau știa deja ce se întâmplă acolo și a reparat doar când a devenit un scandal? Am mai avut de-a lungul anilor foarte multe plângeri pentru loviri sau vătămare corporală din partea mai multor bărbați care nu știu, le enervau ei ceva. În 2003 un bărbat a spus că Diddy l-a obligat să renunțe la acțiunile lui din Bad Boy, amenințându-l cu violența. A bătut la un moment dat și un prezentator de televiziune. Obișnuia să ia la pumni oameni, bărbați random în fața cluburilor în care ieșea. L-a luat la bătaie și pe antrenorul de fotbal al unuia dintre fiii lui. O femeie care i-a fost bucătar personal l-a dat în judecată pentru hărțuire sexuală. Tot felul de chestii de genul care se terminau în același mod. Diddy plătind o sumă exorbitantă de bani persoanei care făcea plângere și procesul soluționându-se extrajudiciar. În 2008 a fost acuzat de presă că el a orchestrat moartea lui Notorious B.I.G. Adică nu cum l-a acuzat 50 Cent că ar fi știut cine l-a omorât pe Notorious B.I.G., de data asta era acuzat că el a planificat tot. Imediat după a apărut un alt articol în care era acuzat de aceeași chestie, dar cu Tupac. Los Angeles Times, ziarul care a publicat articolele respective, le-a retras la puțin timp după. Dar toată drama și tot scandalul s-a dezlănțuit abia anul trecut. Pe 16 noiembrie 2023, Cassie Ventura, fosta lui Diddy, a depus plângere împotriva lui, acuzându-l de viol, trafic de persoane și vătămare corporală. Femeia a spus că pe toată perioada relației cu el, cei 11 ani, a fost abuzată, bătută, violată, supusă la umilințe, abuzată și fizic și verbal, într-un cuvânt, traumatizată. În timpul procesului a fost dezgropat și faptul că Diddy a aruncat în aer mașina lui Kid Cudi în 2011 pentru că a îndrăznit să vorbească cu Cassie. Vă citesc din rechizitoriu. În primele ore ale dimineții de 22 decembrie 2011, inculpatul, adică Diddy și un complice, au răpit o persoană sub amenințarea armei pentru a facilita pătrunderea prin infracție în locuința unei alte persoane, adică a lui Kid Cudi. Mai mulți martori au depus mărturie la proces cu privire la evenimentele din jurul răpirii și spargerii, acestea din urmă fiind confirmate de rapoartele poliției și de alte înregistrări. Aproximativ 2 săptămâni mai târziu, inculpatul a incendiat vehiculul lui Kid Cudi prin deschiderea capotei decapotabile a mașinii și prin aruncarea unui cocktail molotov în interior. Rapoartele poliției și ale departamentelor de pompieri documentează pe larg incendierea și concluzia că focul a fost pus intenționat. Mai mulți martori au declarat de asemenea că inculpatul s-a lăudat cu rolul lui în distrugerea mașinii lui Kid Cudi. Odată ce procesul a ajuns în fața instanței, a mai durat o zi până când a fost soluționat prin împăcarea lui Diddy și Cassie, care au ajuns la o înțelegere. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat, pentru că femeia era super, super pornită să dezgroape tot ce a îndurat ani de zile. A descris în detaliu absolut tot ce i s-a întâmplat și după se șterge totul într-o zi. Dacă se pricepe Diddy la ceva, e să cumpere tăcerea oamenilor. Și a fost liniște câteva luni, până în mai anul acesta, când CNN a difuzat imagini cu Diddy de pe 5 martie 2016 dintr-un hotel din Los Angeles, când o fugărea și o bătea pe iubita lui de atunci, Cassie. Aparent, Cassie încerca să plece de la una din petrecerile date de el, petreceri numite Freak-offs. Se vede pe înregistrare că el avea doar un prosop pe el. De ce era gol la o petrecere, vă întrebați?
Vă explic imediat. El s-a oprit din a o lovi pe Cassie doar când a intervenit cineva din personalul hotelului și l-a oprit și după a încercat să mituiască personalul hotelului să nu vadă nimeni înregistrarea aia. Le-a oferit un teanc de bani ca să facă dispărută înregistrarea de pe camerele de supraveghere. Personalul hotelului nu a fost de acord, nu a acceptat mita, doar că ziua următoare înregistrarea de pe camera de supraveghere a dispărut subit. Nu se știe exact ce s-a întâmplat cu ea, dar a funcționat totul în favoarea lui Didi pentru că a stat ascunsă înregistrarea timp de 8 ani. Pe 19 mai anul ăsta, la câteva zile după ce a fost publicat filmulețul cu agresiunea, Didi a făcut o postare pe Instagram și Facebook în care își cerea scuze public, spunea că acțiunile lui sunt de neiertat. Poate că ar fi avut cât de cât o urmă de sens scuza asta publică dacă s-ar fi întâmplat doar în ziua respectivă chestia asta, doar că ce am văzut noi în acel videoclip, Cassie a îndurat timp de 11 ani. Doar s-a nimerit ca odată să fie și filmat. Toată chestia asta cu Cassie a declanșat un șir nesfârșit de persoane care au curajul să iasă la suprafață, să-și spună povestea și să depună plângere împotriva lui Didi pentru fapte asemănătoare. În februarie anul acesta, producătorul Rodney Lil Rod Jones l-a dat în judecată pe Didi, susținând că acesta l-a drogat și agresat sexual și că l-a și forțat să întrețină relații sexuale cu prostituții toate în fața lui. Avocații lui Didi spun că aceste acuzații sunt pură ficțiune. Autoritățile, în schimb, au luat foarte în serios totul. Nu înțelegeau partea asta. Cum adică te-a obligat să întreții relații sexuale cu o prostituată și el stătea și se uita? În ce circunstanțe? Așa că pe 25 martie i-au luat casele la percheziționat. Casa din Los Angeles, casa din New York și casa din Miami, unde au fost găsite droguri de mare risc și tot felul de arme. Din ce poze am văzut, poți să faci un muzeu al armelor cu ce avea Didi în casă. Cea mai oribilă chestie din tot cazul, mi se pare, ce au descoperit autoritățile că se întâmpla la petrecerile date de Didi, acele freak-offs. Se știa despre el de-a lungul timpului în Hollywood că era un mare organizator de petreceri. Petrecerile date de el erau faimoase. Oricine era cineva, era invitat la o petrecere de-a lui. Și deși se mai auzea că petrecerile astea sunt foarte exagerate, că e foarte mult exhibiționism, că se întâmplă lucruri puțin duse la extrem, niciodată nu a ieșit la suprafață ce se întâmpla exact la o petrecere. Până acum. Aparent, freak-offs erau o scuză pentru Didi să-și trăiască cele mai adânci și bolnave fantezii sexuale. La petrecerile astea participau prostituate care erau puse de el să facă absolut tot ce își dorea. Cele mai teribile și desperiat acte care pot avea loc în cadrul unei orgii, astea se întâmplau la petrecerile lui. De multe ori, freak-off-urile erau înregistrate pentru ca gazda să le poată viziona mai târziu și să poată să se bucure de ele și cu alte ocazii. Petrecerile astea durau mai mult zile și ca să poată să ducă aceste multe zile, evident că se consumau droguri puternice în cantități foarte mari. Pe lângă prostituate erau invitate și persoane naive la început de drum în carieră, cântăreți care aveau un vis și ajungeau cumva la casa lui de discuri, el le promitea mare acusarea și le invita la astfel de petreceri, le punea să facă diverse chestii, promițându-le că dacă fac asta, el o să le facă o carieră sau amenințându-i că dacă nu fac ce le cere el, o să se asigure el că nu o să aibă parte din nicio carieră, pentru că el este atât de puternic și influent. De multe ori chestia asta nu funcționa și ca să poată să facă totuși victimele obediente și să poată să facă ce vrea din ele, le droga. Citesc din rechizitoriu, inculpatul s-a asigurat că victimele vor participa la freak-offs prin constrângere și violență. De exemplu, inculpatul a furnizat substanțe controlate, inclusiv ketamină, ecstasy și GHB victimelor de sex feminin, astfel încât acestea să poată să continue să participe la freak-offs în ciuda oboselii, a epuizării fizice și emoționale și a durerii. Deci era o combinație de prostituate care participau la evenimentele astea și victime drogate care se angajau în acte sexuale în timp ce Didi se uita. Asta era doar preludiul, în timp ce se uita, evident că se atingea, până când era pregătit să se alăture și el. După ce se termina un astfel de freak-off, victimele erau atât de distruse fizic încât le erau administrate perfuzii ca să poată să-și revină, să redevină cât de cât funcționali și eventual să nu simtă cât de destructiv pentru corpul lor a fost tot ce s-a întâmplat, deși cred că era un semnal destul de mare de alarmă că nu își aminteau
tot ce se întâmplase. Și Didi își făcea perfuzii ca să-și revină după epuizarea fizică, adică acte sexuale repetate timp de zile în șir, și mai era și consumul de droguri. Bine, la el toată chestia asta era de bunăvoie și nesilit de nimeni. Nu era forțat, păcălit, obligat, amenințat sau drogat. Pe lângă prostituate și victime, adică pe lângă oamenii care participau la aceste petreceri, era nevoie și de recuzită, să zicem. Aveau nevoie să folosească anumite chestii ca să fie posibile actele sexuale, mai ales dacă mare parte din participanți erau semiconștienți sau inconștienți. Corpul nu se lubrifiază dacă persoana nu e stimulată și nu prea are cum să fie stimulată dacă nu e conștientă, are nevoie de ajutor din exterior. Așa că la toate reședințele lui Didi au fost găsite cantități industriale de ulei pentru bebeluși. Peste 1000 de sticle de ulei de bebeluși. Nu o să vă explic pentru ce era folosit, e clar pentru toată lumea, dar mi se pare o chestie, nici măcar nu mai lasă loc de interpretare, ne spune tot ce avem nevoie să știm legat de petrecerile lui. Avocații lui Didi au făcut o chestie care mi se pare și stupidă și scârboasă. Evident că ăsta a fost cel mai scandalos detaliu din tot cazul și ce apărea cel mai des ca titlu în articole. Și ca să-l scoată cumva, avocații au spus că erau atât de multe sticle de ulei de bebeluși pentru că, vezi, doamne, vedeta locuiește lângă un Costco. Pentru că stă lângă un hipermarket, își face cumpărăturile la Bax. Și de asta are cantități cât pentru o țară întreagă de ulei de bebeluși în fiecare casă. Magazinul respectiv, Costco, s-a supărat că a fost asociat cu un asemenea caz oribil și evident cu o chestie falsă, pentru că au făcut o declarație în care au spus că niciuna din locațiile acestui hipermarket nu se vinde ulei de bebeluși. Deci nu a mers scuza cu vai, biata vedetă, suferă, nu are bani, așa că trebuie să se ducă să-și cumpere produse la Bax, săracul de el, să profite de o reducere. Chiar dacă și-ar fi cumpărat produsele la Bax, cine are nevoie de 1000 de sticle de ulei pentru bebeluși? Când nu are un bebeluș. Mi s-ar fi părut o scuză mai bună să spună că avea el nu știu ce ritual de îngrijire a tenului și că se îmbăia în fiecare seară în ulei de bebeluș, decât că își cumpără produse la Bax. Vreau să vă mai citesc câteva pasaje din rechizitoriu. Combs a menținut controlul asupra victimelor sale, printre altele, prin violență fizică, promisiuni de oportunități de carieră, acordarea sau refuzul acordării sprijinului financiar, precum și prin alte mijloace, inclusiv prin urmărirea locurilor în care se aflau victimele, dictarea înfățișării acestora, monitorizarea dosarelor lor medicale, controlul locuințelor lor și furnizarea de substanțe. În timpul, dar și separat de Freakoff, Combs, printre altele, a lovit cu piciorul, a aruncat cu obiecte și a târât victimele uneori de păr. Aceste agresiuni s-au soldat adesea cu răni, a căror vindecare a durat zile sau săptămâni. Combs a amenințat de asemenea carierele și mijloacele de trai ale victimelor, inclusiv în cazul în care acestea se opuneau participării la Freakoffs. Avocații lui Didi au propus instanței un pachet, vi-l citesc direct, mi se pare incredibil. Apărarea propune următorul pachet de cauțiune. O cauțiune de 50 de milioane de dolari, semnată de Sean Combs, mama sa, sora sa, mama fiicei sale mai mari și cei trei fii adulți ai săi. Garantată de capitalul reședinței domnului Combs din Miami, Florida. Călătoriile domnului Combs vor fi limitate la districtul de sud al Floridei și districtul de sud al New Yorkului pentru a se prezenta la tribunal, pentru a se întâlni cu avocatul său și pentru a participa la programări medicale, pe care le vom adresa instanței într-un document separat, sigilat, precum și la districtul de est al New Yorkului sau districtul New Jersey-ului, numai în măsura în care deplasarea sa către și dinspre New York implică un aeroport din aceste districte. Cereau arest la domiciliu pentru Sean Combs, promițând instanței că el va îndeplini aceste condiții, pe care nu le-a cerut nimeni. Arest la domiciliu pentru o persoană care organiza petrecerile cu pricina, cauza problemei, la el la domiciliu, arest la domiciliu. Au mai zis și că Sean Combs nu s-a eschivat, nu a evitat, eludat sau fugit de vreo provocare în viața sa, nu va începe nici acum. Așa cum a făcut față tuturor greutăților, va face față și acestui caz, va munci din greu pentru a se apăra și va învinge. Răspunsul procurorilor la acest pachet de nerefuzat a fost următorul. După cum reiese din gravitatea acuzațiilor din rechizitoriu, inculpatul este periculos și reprezintă o amenințare continuă la adresa siguranței comunității. Dacă va fi eliberat, acesta rămâne un risc serios de fugă în ciuda condițiilor oferite de avocatul său. Inculpatul prezintă de asemenea un risc semnificativ de obstrucționare a justiției. Au mai zis și că, dar asta pentru public, în ceea ce privește stadiul procesului, până în prezent, guvernul a realizat interviuri cu peste de
50 de victime și martori, mulți dintre aceștia văzând sau experimentând abuzurile inculpatului. Mărturiile se coroborează între ele și guvernul se așteaptă doar ca acest număr să crească, având în vedere că ancheta care este acum publică e în curs de desfășurare. După ce au ieșit la suprafață toate chestiile astea, el s-a apucat să facă gaslighting victimelor. Suna foste victime, înregistra apelul și încerca să ducă discuția într-o zonă de victima și-a dorit de fapt chestia asta și el doar a organizat ce și-a dorit victima, că ea voia să participe la petrecerea asta, că a fost ideea ei. Totul era consensual, noi doar ne-am distrat. Sau și mă întreb cât de convingător și cât de manipulator poate să fie omul ăsta să convingă la telefon o persoană abuzată. Cred că a fost de fapt un abuz, că a fost oarecum de acord. Totul a fost prietenesc și amical, tot ce s-a întâmplat. Încerca să convingă victimele inclusiv că asta era fantezia lor. El doar avea bani suficienți cât să o pună în plan. Despre asta în rechizitoriu se zic următoarele. De exemplu, în jurul datei de 19 noiembrie 2023, la doar 3 zile după intentarea procesului descris mai sus, inculpatul a efectuat mai multe apeluri către o altă victimă a abuzurilor sale sexuale și a înregistrat unele dintre aceste apeluri folosind telefonul mobil al unui complice. În timpul convorbirilor, inculpatul a solicitat în mod repetat sprijinul și prietenia victimei și a încercat să o convingă că s-a angajat de bunăvoie în acte care constituie abuz sexual. De asemenea, inculpatul a asigurat victima că dacă îl ajută, nu va mai trebui să-și facă griji pentru nimic altceva. Practic, dacă mă ajuți, îți asigur tot restul vieții. Pe tot parcursul anului au depus plângere după plângere oamenii împotriva lui și nu numai împotriva lui, câteva erau și împotriva fiilor lui. Normal că și-a învățat și copiii să facă ce făcea el. De la hărțuire, agresiune sexuală, la loviri, la vătămare corporală, efectiv de toate. Și șantaj în multe cazuri. Vă dați seama că a fost mult până au ieșit câteva victime și până s-au convins și celelalte victime că autoritățile iau totul în serios. Așa că au prins curaj și au depus și ei plângere. Și așa a devenit ca un bulgăre de zăpadă care se făcea din ce în ce mai mare anul ăsta, plângere după plângere după plângere, și majoritatea aveau loc în cadrul acestor freak-offs. Totul până pe 16 septembrie, luna trecută, când Sean Combs a fost arestat în Manhattan, același loc în care a primit cheia orașului anul trecut. Este acuzat de trafic sexual, șantaj și viol. În timpul primei înfățișări la Tribunalul Federal din Manhattan pe 17 septembrie a pledat nevinovat. I-a fost respinsă cererea de eliberare pe cauțiune momentan. Didi se află în arest preventiv. Și procesul care se află încă în desfășurare nu arată deloc bine pentru el. O să aflăm în curând probabil care va fi pedeapsa, dar din tot ce am citit nu are nicio șansă să scape nepedepsit. Singura chestie care cred eu ar putea să ne dezamăgească ar fi să nu primească suficient, deși nici asta nu cred că se va întâmpla, pentru că în sistemul lor se pune mult accent și pe reacția publicului și s-a creat o tevatură. Toată lumea vorbește despre chestia asta. Tot cazul e super mediatizat și toată lumea își exprimă dezgustul față de persoana asta și cum e posibil să se fi desfășurat chestiile astea atâta timp și abia acum să aflăm de ele. În rechizitoriu se specifică la început fix chestia asta, că timp de decenii deja Sean Combs a abuzat, amenințat și forțat femei să îndeplinească fanteziile sexuale, dar în același timp să ascundă tot ce se întâmpla ca să-i protejeze reputația. Ceea ce vedem și noi la câte plângeri sunt. Autoritățile din New York au făcut declarații publicului în care promit oamenilor, nu numai victimelor, tuturor oamenilor, că nu se vor opri până când nu vor face dreptate tuturor persoanelor care au fost victimizate de Sean Combs, indiferent dacă sunt persoane pe care le-a folosit pentru servicii sexuale, persoane pe care le-a folosit ca să curețe după petrecerile lui, persoane pe care le-a folosit ca să facă rost de substanțe. Nu contează pentru ce arie din viața lui demnă de filme horror a folosit persoana respectivă, toți cei care au depus plângere vor primi dreptate. Acum, am făcut o listă cu legăturile lui, cu toate vedetele, cel puțin chestiile pe care le-am descoperit eu și care mi s-au părut interesante, persoane care poate au ridicat niște semnale de alarmă legat de el, persoane care au spus chestii pe care acum, uitându-ne în spate, le interpretăm complet diferit, și chestia asta ne ajută să vedem cu câte vedete avea legătură, cât de influent era de fapt. În primul rând, am vorbit deja de Cassie, care a fost iubită și pe care a distrus-o, traumatizat-o și umilit-o în toate modurile posibile. În al doilea rând, altă iubită
este de-a lui Jennifer Lopez, v-am zis de toată chestia, incidentul din club. Ei bine, în seara respectivă, el o pusese pe Jennifer să îi care arma, să îi ascundă pistolul și să îl bage în club. Pistol care a fost folosit în seara respectivă după ce Diddy s-a luat la bătaie cu cineva în club. Jennifer Lopez a fost întrebată într-un interviu de către Wendy Williams dacă s-ar împăca vreodată cu Diddy, nu acum, cu câțiva ani în urmă. Și ea doar a râs, dar mama ei, care era în public, a aruncat o privire care mi se pare că ne zice tot ce trebuie să știm. Aia e privirea unei mame care știe ceva. Se vede pe fața ei că nu mai vrea să audă de omul ăla în viața fetei ei. Mai este și presupusa legătură cu moartea lui Tupac. Am găsit un interviu uitat de lume cu Tupac când e întrebat dacă are impresia că Diddy are vreo legătură cu faptul că a fost împușcat, pentru că mai fusese împușcat odată înainte de seara cu împușcăturile fatale. Tupac a dat de înțeles că așa crede, a zis că nu vrea să zică mai multe pentru că este între el și Diddy de rezolvat, dar a lăsat de înțeles că Diddy îi e puțin dușman. I believe so. I do believe so. I have proof, things that I can say that will back up my claim, but this is not for the world to know about. You know what I mean? It's between me and him. Khloe Kardashian a zis într-un episod din Keeping Up că a fost la o petrecere de-a lui Diddy, la care toată lumea era în posteriorul gol. So who was with you this weekend? A bunch of my friends. Diddy. Oh, this party? I think half the people there were butt naked. You would have loved it. Khloe a avut și un talk show la un moment dat la care l-a invitat pe Diddy. Khloe și Courtney vorbeau cu Diddy despre cum el este regele petrecerilor, vorbeau și despre faptul că el nu doarme niciodată. Well, I know you're known for the parties. When you think of a party or a good time, yeah. You think of Puff. You do. But we've been known to party with you a few times. What are like, I don't know, some of you were just at Puff's birthday. You loved it. It was fun. Yeah, I loved it. I don't know how you have all the energy, but that's who you are, and I think that's what why people are so drawn to you, because you're so eclectic. And I mean, no matter what, no matter how much you work, you don't sleep, you don't do anything, but that's just you. That's like what embodies you. Ceva foarte, foarte interesant, dar și scary, e faptul că Usher, la numai 13 ani, a locuit timp de un an cu Diddy în casă. În casa lui. Și la cei doar 13 ani ai lui, Diddy l-a luat cu el la petreceri. Într-un interviu pe care l-a dat adult fiind, Usher a zis că a văzut chestii ciudățele, chestii pe care nici nu prea le înțelegea la vremea respectivă, nu știa la ce se uită și întreba dacă și-ar lăsa propriul copil la o petrecere de-a lui Diddy, a râs și a zis că sub nicio formă. Kanye West a semi-avertizat oamenii că P. Diddy e dubios, doar că e vorba de Kanye. Face extrem de multe declarații și probabil oamenii de fapt, sigur, oamenii nu l-au băgat în seamă pentru că credeau că e un alt rent de-al lui. De data asta însă, Kanye a avut dreptate. La una din petrecerile lui Diddy, nu știu dacă una la care avea loc și un freak-off sau nu, deși sunt destul de sigură că la toate petrecerile era undeva într-o cameră și un freak-off, chiar dacă unul mai micuț. Dar la una din aceste petreceri a participat nimeni altul decât prințul Harry. Acum, nu se știe dacă prințul Harry avea vreo idee de ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile alea. Ce am văzut că crede lumea e că a fost invitat pur și simplu ca să aducă notorietate petrecerilor lui Diddy, nu ca să participe la ceva. Găsiți și un video în care P. Diddy e la golf cu DJ Khaled. La un moment dat se enervează în glumă oarecum și începe să arunce cu crosele de golf. Nu știu ce relevanță are, doar mi s-a părut ciudat. Wendy Williams l-a avut invitat la ea în emisiune la un moment dat și a arătat imagini cu petrecerile lui și a întrebat cine are atâtea persoane invitați la o petrecere. El nu părea să sesizeze problema. Părea chiar un pic deranjat că Wendy îndrăznește să-l întrebe cum e posibil să ai mii de oameni invitați la o petrecere la tine acasă. Este și interviul de la Ellen, care acum uitându-ne în spate pare foarte dubios pentru că îl întreabă la ce oră se culcă, el zice că se culcă la 6 dimineața și Ellen îl întreabă ce naiba faci până la 6 dimineața în fiecare noapte, iar el spune că face dragoste. Tot la Ellen, cu altă ocazie, a vorbit despre incidentul dintre Chris Brown și Rihanna, când Chris Brown a lovit-o pe Rihanna. Nu mai era un mister în momentul ăla, nu mai era nimic de discutat, se stabilise că Chris Brown a bătut-o, dar Diddy zicea că nu știe exact toate detaliile, că el vrea să fie alături de prietenul lui Chris Brown, că e dispus să îi dea casa ca să stea cu Rihanna, să discute, să fie doar ei doi, să se împace. A zis într-un interviu de la Vogue, cel cu 73 de întrebări, că persoana cu care ar vrea să colaboreze, colaborarea lui de vis, ar fi Michael Jackson. Am mai găsit și un interviu foarte ciudat
ciudat cu el și Mike Tyson e într-adevăr un interviu vechi în care stau unul lângă altul pe canapea și la un moment dat Didi își pune mâna foarte aproape de Mike Tyson și el nu se abține de la nimic, îi ia mâna lui Didi și o mută în timpul interviului pentru că îl făcea să se simte inconfortabil. Mai este un interviu foarte dubios de la Conan O'Brien în care spune că are o strategie ca să țină femeile la o petrecere. Vorbește despre încuiatul ușilor, despre faptul că trebuie să faci extrem de cald în casă, pentru că femeilor le place căldura și căldura ajută oamenii să se destindă, să se relaxeze, să fie mai dispuși să facă chestii mai obraznice. Donald Trump vorbea la un moment dat în cadrul unei emisiuni cu o fată care a fost asistent personal lui Didi. Trump a întrebat-o pe fata asta dacă ar spune că P. Didi e o persoană bună. Fata a spus că ar prefera să se abțină de la comentarii. În momentul ăla Trump a spus, oh, I love Didi. O, oh, iubesc pe Didi. O să iau mereu apărarea. Eu cred că e un om bun. Ok. Și acum, bineînțeles, legătura lui P. Didi cu Justin Bieber. S-a tot speculat în ultima perioadă că Justin ar fi fost una din victimele lui Didi. Când Justin era adolescent la început de drum și abia se devenise faimos, a participat la o emisiune în care petrecea 48 de ore cu Didi. Există speculații că s-ar fi întâmplat lucruri urâte rău, nu neapărat în acele 48 de ore, dar în toată perioada de început a carierei lui Justin, când era un adolescent naiv și impresionabil. Justin a fost întrebat de când a izbunit tot scandalul dacă vrea să dea o declarație și momentan a spus că alege să se concentreze pe familia lui și pe copilașul lui. Este și un interviu cu Justin în care aproape îi dau lacrimile vorbind despre industria muzicii și despre cum și-ar dori din tot sufletul să o protejeze pe Billie Eilish de chestiile prin care a trecut el. Adică lasă cumva de înțeles că cel puțin începutul carierei lui nu a fost numai lapte și miere sub nicio formă. Și oamenii cred că din moment ce din acel început a făcut parte și Didi, ar putea să aibă o legătură cu trauma lui Justin legată de industria muzicii. Oricum, tot scandalul ăsta, toate acuzațiile, toate faptele lui nu au rămas fără consecințe nici în afara părții legale. 24 noiembrie 2023, magazinul Macy's a anunțat că nu o să mai vândă hainele de la firma lui în nicio locație. A pus capăt parteneriatului cu Sean Combs. Hulu avea planificat un reality show despre el și familia lui și au anunțat că au anulat producția. Până în aprilie anul ăsta, cifrele de difuzare radio și de streaming ale lui P. Didi au scăzut cu 88% și respectiv 51,8%. Și repercusiunea mea preferată, mă rog, pe lângă cea legală unde va plăti, știți melodia TikTok a Kesha-i. Știți că primul vers este Wake up in the morning feeling like P. Didi, adică mă trezesc dimineața simțindu-mă ca P. Didi. Ei bine, anul trecut, când a izbucnit scandalul, dar încă nu se știau atâtea chestii, Kesha a început să cânte melodia schimbând versul cu Wake up in the morning feeling just like me, adică mă trezesc dimineața simțindu-mă ca mine. Anul ăsta, la Coachella, în aprilie, a schimbat versul din nou și a spus Wake up in the morning feeling like F. P. Didi, cuvântul acela din patru litere în engleză, începe cu F. Și a anunțat că intenționează să interpreteze numai versiunea asta de acum încolo și își încurajează fanii să învețe versiunea asta a versurilor. Kesha e altceva. Da, se aud chestii în continuu, presimt că o să fac un update curând. De asta vă rog să vă asigurați că sunteți abonați, puteți să porniți notificările dacă nu vreți să ratați când fac un update. La momentul la care filmez eu clipul ăsta, ultima chestie pe care am auzit-o este că o presupusă persoană care a participat la Freak Offs, un bărbat, a dat procurorilor o filmare pe care o avea el, cu el de la un astfel de Freak Off, în care tot ce se întâmpla era că el întreținea raporturi sexuale cu o femeie în timp ce P. Didi se uita. Și vezi, doamne, el a spus că asta e tot ce se întâmpla la acele freak-off-uri, doar aveau loc acte sexuale la care cântărețul se uita. Oamenii cred însă că totul e un teatru organizat de P. Didi, ca și cum să arate autorităților că tot ce se întâmpla era un trisam. Nici măcar un trisam, că el doar se uita. Că toate chestiile astea, petrecerile sexuale, orgiile elaborate cu oameni drogați, cu oameni forțați să facă chestii, cu cele 1000 de sticle de ulei de bebeluși, nu sunt. Am zis că la momentul la care filmam videoclipul, ăla era ultimul update, doar că la momentul la care editez videoclipul,
O, Doamne! Pur și simplu editez și tot ies chestii noi la suprafață despre care nu am cum să nu vorbesc, pentru că mi se pare că se duce cazul ăsta în niște direcții pe care nu mi le-aș fi imaginat vreodată. În primul rând, toată povestea cu Beyoncé și Jay-Z, care e un pic mai mult înspre teoria conspirației. Deci, teoria este următoarea. E ceva știut că Beyoncé, Jay-Z sunt prieteni cu P. Diddy de ani de zile. Chestia asta e reală. Și pentru că sunt atât de apropiați, oamenii se întreabă, păi și ok, și nu au participat și ei la petrecerile astea sau nu știau ce se întâmplă? Sunt cam puține șanse să fie atât de apropiați de el și să nu știe latura asta a lui, nu? După, oamenii au început să sape mai mult și au descoperit o chestie ciudățică. Faptul că de fiecare dată când o altă vedetă, în special vedetă feminină, câștigă un premiu într-o categorie la care era nominalizată și Beyoncé, în discursul de acceptare al premiului în care ar trebui să, nu știu, mulțumești familiei care te-a susținut, mulțumești echipei care te-a ajutat să scoți albumul sau melodia sau videoclipul respectiv, evident să mulțumești și fanilor, nu, ei își iau tot timpul acordat pentru discursul respectiv să-i mulțumească lui Beyoncé că a fost așa o inspirație în viața lor, ceea ce înțeleg, mi se pare foarte important să mulțumești și artistului care te-a inspirat să ajungi unde ai ajuns, dar sunt chestii duse cam la extrem. Exemplul principal care îmi vine în minte e discursul lui Adele când era pe scenă cu literalmente 20 și de oameni, oameni din echipa ei, și în loc să le mulțumească lor sau, nu știu, în loc să vorbească despre muzica ei care a adus-o pe acea scenă, a ținut un discurs super, super, super emoțional despre cum Beyoncé a inspirat-o, cum muzica ei a salvat-o și cum ea merita premiul ăsta. Și teoria este că Beyoncé și Jay-Z, în colaborare cu P. Diddy sau nu știu exact, fac vedetele care devin o amenințare pentru Beyoncé să semi-dispară. Ori să fie anihilate social, ori să literalmente dispară. V-am zis că e mai mult înspre teoria conspirației, e dusă cam la extrem. O chestie despre care se mai vorbește este melodia aceea She Knows. Sigur o știți că a fost sunet viral pe TikTok, cred că încă e. În melodia aceea, J. Cole vorbește despre trei artiști care nu mai sunt în viață, Aaliyah, Left Eye și Michael Jackson. E un vers care spune că am văzut de ce sunt în stare și vin și după mine, ceva de genul. Teoria e basically că J. Cole în melodia asta vrea să ne spună că echipa formată din acești trei oameni vine după orice vedetă, devine prea faimoasă. Oamenii s-au legat și de numele melodiei, că este She Knows. Dacă o spui repede, sună ca în numele de familie a lui Beyoncé, Knowles. S-a adus în discuție și tot scandalul din 2009 de la VMAs, când Kanye s-a urcat pe scenă și a furat microfonul lui Taylor și a spus că Beyoncé a avut unul din cele mai bune videoclipuri of all time. Oamenii spun acum că dacă ce a vrut Kanye să facă de fapt a fost să o salveze pe Taylor de furia lui Beyoncé, știind că a câștigat un premiu într-o categorie la care era nominalizată și ea, s-a gândit că cu siguranță Beyoncé o să o distrugă cumva. Dar așa, umilind-o public, s-a cam ocupat el de asta. Nu știu, este doar o teorie a oamenilor, sincer. Cel puțin partea asta cu Kanye nu prea o cred, dar trebuia să vă menționez oricum. Mai este și un clip viral acum cu Wendy Williams, despre care am mai vorbit în videoclip, care prezenta la un moment dat o știre din lumea mondenă și spune că, ghiciți cine este geloasă pe Adele, Beyoncé. Guess who's jealous of Adele? Beyoncé! În fine, un lucru pe care îl știu sigur este că Beyoncé și Jay-Z și cam oricine se învârte în cercul lor sunt foarte obsedați de ideea asta că Beyoncé merită toate premiile. Dacă vă amintiți, cred că la Grammys, nu mai țin minte dacă anul acesta sau anul trecut, Jay-Z a urcat pe scenă și a ținut un discurs despre cum oamenii nu-și dau seama că Beyoncé are cele mai multe premii Grammy din toate timpurile și totuși nu a câștigat niciodată premiul pentru albumul anului, cum este așa ceva corect și a mai zis că mulți oameni nominalizați în anumite categorii n-au ce căuta acolo. Nu numai numele lui Beyoncé și Jay-Z s-au auzit săptămâna asta și Ashton Kutcher e un pic în radarul presei pentru că, într-adevăr, e prieten bun cu P. Diddy. Sunt câteva interviuri în care e întrebat de petrecerile lui P. Diddy sau de amintirile lui cu prietenul lui bun P. Diddy și face o glumiță că asta să văd ce pot să vă povestesc fără să am probleme, adică sugerează că sunt chestii care nu pot fi povestite la televizor. Nu știu dacă știți, dar Ashton și soția lui Mila Kunis au mai avut un scandal la un moment dat când au luat apărarea unui fost coleg care era acuzat de viol sau abuz sexual
și ei au scris o scrisoare către judecător în care îi descriu caracterul lui minunat. Aparent, de data asta, bine, nu se știe sigur, sunt doar chestii care au apărut în presă, dar aparent Mila i-a spus lui Ashton că dacă spune ceva în apărarea lui P. Diddy public, îl părăsește. Altă chestie e că autoritățile au făcut un comunicat în care au spus că vor publica la un moment dat lista cu toate vedetele implicate în scandalul P. Diddy. Adică mă gândesc că nu e vorba de vedete care au fost pur și simplu odată la o petrecere și nu știau exact ce se întâmplă, vedete care participau frecvent, care susțineau hobby-ul lui P. Diddy. Și au spus că numele de pe acea listă ne vor șoca. Mi-e și frică, sincer, nici nu vreau să mă gândesc ce vedete mai sunt implicate în toată chestia asta. Am văzut câteva glumițe online cu oameni care spun că ascultă muzică fără să se simtă vinovați pentru ultima dată, probabil pentru că va fi publicată lista asta și nu o să mai putem să ascultăm muzică de la anumiți artiști știind că au fost implicați în așa ceva. Și ca să încheiem pe un ton, nu pot să zic vesel, că nu e nimic vesel momentan, dar să facem haz de necaz. Știți că am discutat despre melodia TikTok a Kesha-i. A apărut o altă variantă. Versurile originale erau Wake up in the morning feeling like P. Diddy, Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit the city. Și versiunea care e virală acum e cu cuvintele P. Diddy și the city inversate, adică iese I'm gonna hit P. Diddy. V-aș pune câteva exemple ca să înțelegeți exact la ce mă refer, doar că sunt destul de sigură că încă se poate da copyright pentru melodie, chiar dacă sunt versurile inversate. Și alte reel-uri și TikTok-uri pe care le-am văzut și îmi plac foarte mult sunt cele cu oameni care zic așa e în casa lui P. Diddy sau așa ajung oamenii la petrecere la P. Diddy și sunt oameni care alunecă făcând referință la cele 1000 de sticle de ulei de bebeluș. O să mă opresc aici cu update-urile pentru că dacă tot continui să adaug și să adaug informații, nu o să mai termin videoclipul ăsta niciodată, așa că momentan ne oprim aici. Da, deocamdată atât despre cazul P. Diddy, sunt convinsă că o să fac un update curând, pentru că efectiv făceam research pentru cazul ăsta și mai apărea câte o chestie. Sper că vi s-a părut interesant, sper că v-a plăcut faptul că se combină crimele cu videoclipurile despre vedete și avem o vedetă criminală. Am avut și criminal ajuns vedetă pe Gypsy Rose. Ok, o să vă las aici pentru că e târziu deja pentru mine. Mi-am adus primul copilaș, să ne zicem la revedere. O să vină curând și videoclipul în care răspund la ce întrebări aveți și o să vă povestesc și despre pisicile mele și câte sunt. Sunt pregătită să povestesc? Vedem. Până atunci, nu uitați să mă urmăriți și pe alte platforme, să vă abonați. Mulțumesc mult, DiceStreams, pentru colaborare. Vă las link în descriere și într-un comentariu ca să vă descărcați jocul și să îmi scrieți la ce kingdom ați ajuns. Vă aștept în echipa mea. Dacă intrați în echipa mea, vă aștept cu un mesaj ca să-mi ziceți. Și ne vedem data viitoare. Bye!